Bine v-am regăsit! Întrebările de data trecută au fost despre o lampă de automobil care funcționează cu două becuri legate în serie și 8 becuri de rezervă, din care doar 4 erau bune. Să mai auzim o dată întrebările. Deci, pe scurt, care este numărul minim de încercări necesar pentru a identifica două becuri bune și a doua, care este numărul minim de încercări necesare pentru a identifica toate cele 4 becuri bune. De multe ori, în cazul unor astfel de întrebări, soluția optimă se obține grupând obiectele despre care este vorba, în cazul nostru becurile, în grupe asimetrice. Și așa este și în cazul de față. Dacă facem grupe simetrice, cum ar fi două grupe de 4 sau 4 grupe de câte două becuri, atunci numărul minim de încercări pentru a identifica cu siguranță două becuri bune este 7. Dar să vedem cum e dacă grupăm becurile în grupe asimetrice. Să zicem că le grupăm în 3 grupe, 2 de câte 3, așa cum vedeți în desen, și una de 2 becuri. Să începem cu prima grupă, becurile ABC. Sunt necesare 3 încercări pentru a testa toate combinațiile posibile, adică A cu B, A cu C și B cu C. Dacă avem noroc și două dintre aceste becuri sunt bune, identificăm o pereche bună din prima, a doua sau a treia încercare. Dar, așa cum am stabilit, ne interesează cazul în care n-avem noroc, așa că să presupunem că nicio încercare nu reușește, becurile A, B și C nu funcționează în nicio combinație de două. Unii ar spune acum că în această situație am pierdut timpul. Nu, am aflat ceva. Dacă câștigi informație care te poate ajuta în rezolvarea problemei, n-ai pierdut timpul. Veți vedea imediat de ce. Acum știm ceva în plus Față de ce știam la început, și anume că avem două cazuri posibile pentru grupa ABC. Și anume, sau toate becurile sunt arse, sau unul dintre ele e bun, unul singur. Dacă erau două bune, una dintre combinații ar fi funcționat. Să trecem la grupa a doua. Din nou, dacă avem noroc, putem găsi o pereche din cele 3 încercări. D cu E, D cu F și F cu E. Dar când ghinionul te urmărește, el te urmărește conștiincios. Așa că să presupunem că, din nou, nicio pereche nu funcționează. În acest caz, am făcut deja 6 încercări și n-am identificat nicio pereche de becuri bune. Oare? Să ne gândim un pic. Doar ăsta este titlul acestei serii. După ce am testat becurile din prima grupă, becurile ABC, am aflat că pot fi două cazuri. Unu, sau toate trei sunt arse, și al doilea caz, unul dintre ele, unul singur, este bun. Dar după ce am testat și becurile din grupa a doua, primul caz nu mai e posibil. Pentru că dacă niciun bec n-ar fi bun în prima grupă, ar însemna că dintre celelalte 5 becuri, adică D, E, F, G și H, 4 ar fi bune. Pentru că știm că 4 dintre cele 8 becuri sunt bune. Dar dacă era așa, grupa D, E, F trebuia să conțină cel puțin 2 becuri bune. Însă nicio încercare cu becuri din această grupă n-a funcționat. Ceea ce înseamnă că în această grupă putem avea cel mult un bec bun. Și asta mai înseamnă că acum știm că în grupa ABC unul dintre becuri este bun. Numai unul. Dar știm că unul este bun. Și deoarece au mai rămas 3 becuri bune și mai știm că dintre becurile D, E și F cel mult unul poate fi bun, înseamnă că cele două becuri din ultima grupă, G și H, trebuie să fie bune amândouă. Deci, cu toate că am avut ghinion și am făcut 6 încercări fără succes, dacă ne gândim,
putem identifica acum o pereche de becuri bune, becurile G și H. Așa că nu mai trebuie să facem nicio încercare, deci am identificat o pereche de becuri bune din 6 încercări. Acum vă las să încercați să aflați, folosind aceeași grupare asimetrică, din câte încercări putem identifica toate cele 4 becuri bune. Asta era a doua întrebare și veți vedea că puteți face acest lucru din numai 10 încercări. Ca să ajungem la întrebarea de azi, trebuie să vă pun întâi o altă întrebare. Și anume, sub ce unghi trebuie să aruncați cu toată forța de care dispuneți o piatră, astfel încât să cadă la cea mai mare distanță de voi. În fizică și artilerie, distanța măsurată pe orizontală la care cade un corp aruncat se numește bătaie. Sunt sigur că ați auzit expresia până unde bate această armă. Deci întrebarea de la care pornesc este sub ce unghi trebuie aruncat un corp cu o anumită viteză, o viteză dată, pentru ca bătaia să fie maximă. Ca să găsim răspunsul, vă voi arăta 3 animații luate de pe site-ul profesorului Walter Fendt, căruia îi mulțumesc și cu ocazia asta pentru permisiunea de a-i folosi animațiile și vă recomand să-i vizitați site-ul, linkul se găsește și în descriere, pentru că găsiți acolo foarte multe animații și grafice interesante. Puteți vedea un desen în care am reprezentat mai mult sau mai puțin aproximativ traiectoriile corespunzătoare celor 3 aruncări pe care le-ați văzut în animații. Ei bine, dacă facem multe încercări, fie simulate, fie reale, vom vedea că într-adevăr bătaia este maximă pentru unghiul de aruncare de 45 de grade. Așa că dacă vreți ca piatra pe care o aruncați să ajungă cât mai departe, încercați să o aruncați cu un unghi cât mai aproape de 45 de grade. Cei care vor să vadă și cum putem ajunge teoretic la această concluzie, sunt invitați să urmărească videoclipul Aruncări oblice din seria Cele mai frumoase probleme de fizică. Acolo veți găsi și alte aspecte interesante legate de aruncările oblice. Găsiți linkul în descriere. De exemplu, acolo veți vedea și cum puteți calcula sub ce unghi trebuie să aruncăm cu o viteză dată un corp, pentru ca distanța pe care o străbate în aer până când cade să fie maximă. Dar, și acum ne apropiem de întrebarea noastră. Dacă vorbim despre artileria grea, despre tunuri moderne, foarte puternice, care au bătaia de 10 de kilometri, lucrurile nu stau așa. Bătaia maximă se obține pentru unghiuri mai mari, de 50 și ceva de grade, 60 și ceva de grade și
pentru tunurile foarte puternice până la unghiuri în jur de 70 de grade. Și în general, cu cât o piesă de artilerie imprimă o viteză mai mare proiectilelor, cu atât este mai mare și unghiul pentru bătaia maximă. Iar întrebarea pentru săptămâna viitoare este: de ce pentru viteze foarte mari de aruncare bătaia maximă se obține nu la 45 de grade, ci la unghiuri mai mari? Succes! Pe curând!